A început numărătoarea inversă pentru ocuparea fotoliului de la Cotroceni. Candidatul favorit în cursa pentru alegerile prezidențiale este chiar actualul șef al statului. Claus Iohannis, în vârstă de 60 de ani, a fost ales șef al statului în anul 2014, iar înainte de asta a dus la capăt trei mandate în calitate de primar al municipiului Sibiu. Cel de-al doilea candidat de pe buletin, Teodor Paleologu, în vârstă de 46 de ani, a ocupat funcția de ministru al culturii în perioada 2008-2009, în timpul guvernării lui Emil Boc, iar ulterior a devenit membru al Camerei Deputaților. Cel care ocupa al treilea cadran pe buletin, Barna, în vârstă de 44 de ani, ocupă în prezent funcția de președinte al Partidului Uniunea Salvați România și este totodată membru în Camera Deputaților. Anterior, el a ocupat funcția de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene în timpul guvernării lui Dacian Cioloș. Lista continuă cu Chelemen Hunor, în vârstă de 51 de ani, care nu este însă la prima candidatură pentru funcția de președinte al României. El a mai participat și la alegerile prezidențiale care au avut loc în 2009, obținând atunci aproape 4% din totalul voturilor, dar și la cele din 2014, obținând un procent de circa 3, 5%. Ulterior, Kelemen Hunor a ocupat funcția de Ministru al Culturii în timpul guvernării lui Emil Boc. Candidatul de pe locul al cincele al buletinului de vot, Viorica Dăncilă, în vârstă de 55 de ani, a deținut două mandate de europarlamentar la Bruxelles, a fost consilier local și județean, iar în prezent ocupă funcția de premier al României și totodată președintele Partidului Social Democrat. Cătălin Ivan, unul dintre cei mai tineri candidați la alegerile prezidențiale, în vârstă de 40 de ani, a avut și el două mandate de europarlamentar la Bruxelles. Acolo s-a remarcat prin inițierea unei decizii cu privire la recuperarea averilor ilicite scoase în afara Uniunii Europene, care a fost votată de peste 500 de persoane. Tânărul politician candidează din partea Partidului Alternativa pentru Demnitate Națională. Următorul candidat de pe listă, Ninel Pea, în vârstă de 49 de ani, a ocupat funcția de deputat al Partidului Social Democrat din 2012 până în 2016, sfârșitul mandatului său fiind unul tragic, acesta încheiându-se din cauza unei afirmații făcute de Ninel Pea referitoare la efectul negativ al vaccinurilor asupra copiilor din județul Argeș. Cel mai tânăr candidat, în vârstă de doar 37 de ani, Sebastian Popescu, este de profesie medic, veterinar și jurnalist și totodată președinte și fondator al Partidului nu a Românie. John Ion Banu, candidatul de pe poziția 8 -a, în vârstă de 59 de ani, este un om de afaceri de succes în Statele Unite ale Americii. Lista candidaților este completată și de doi actori. Mircea Diaconu, în vârstă de 69 de ani, a debutat în lumea cinematografiei pe când avea doar 22 de ani, dar ulterior a cochetat și cu lumea politică, ocupând pe rând funcțiile de senator, europarlamentar și vicepreședinte a Comisiei pentru Cultură și Educație. El este sprijinit de Alianța Electorală UNOM, formată din partidele politice ALDE și Pro-România. Pe de altă parte, Bogdan Stanoevici, în vârstă de 61 de ani, și-a petrecut cea mai mare parte din viață activând în domeniul actoriei. El a cochetat însă în anul 2014 și cu scena politică ocupând timp de câteva luni funcția de ministru al românilor de pretutindeni în timpul guvernării lui Victor Ponta. Cea de-a doua femeie care s-a aruncat în lupta pentru prezidențial este Ramona Ioana Brunsils, în vârstă de 39 de ani, absolventă a unui masterat la Universitatea Harvard. Ea a ocupat funcția de consilier de stat al guvernului. Penultimul candidat aflat pe listă este omul de afaceri Viorel Cataram, în vârstă de 64 de ani. El a deținut numeroase funcții și pe scena politică din România, de la secretar de stat sau senator până la președinte de partid. Cel care închide lista celor 14 candidați este Alexandru Cumpănaș, în vârstă de 38 de ani, unchiul Alexandrei Măceșanu, adolescent a ucisă la Caracal, caz în care acesta a fost excesiv de vocal și prezent. Candidatul la prezidențiale nu are studii superioare, însă în primii ani din viața de adult a cochetat cu scena politică.